Încă un accident de muncă mortal în București. Cel puțin doi muncitori au murit după ce un val de pământ s-a prăbușit peste ei. Nenorocirea s-a întâmplat în inima capitalei, lângă Biblioteca Națională. Pământul s-a surpat și mai mulți oameni au fost acoperiți de pământ. Doi au murit așadar, iar patru au fost scoși și duși la spital. Trei dintre ei au fost internați. Primele informații spun că printre victime e și un străin.